Bine v-am regăsit! Domnul Hristos a pășit pe fiecare cărare pe care se află suflete rătăcitoare. El a atins adâncurile cele mai profunde ale necazului și a nenorocirii umane. Versetele 6 până la 8 din Filipeni, capitolul 2, ne spun: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. Iisus a înțeles puterea amăgitoare a lui Satana asupra minții umane și s-a angajat prin legământ să vină pe acest pământ. El s-a dezbrăcat de haina regalității, a renunțat la coroana împărătească, a părăsit poziția înaltă de conducere, a coborât de pe tronul slăvit de conducător suprem al tuturor cerurilor și a înlocuit propria divinitate cu natura omenească, pentru ca omenescul să poată veni în întâmpinarea omenescului. Pentru aceasta a venit El. Iisus a venit chiar aici, pe pământul nostru, pentru a lua asupra sa natura umană, pentru a trece prin toate încercările, prin toate ispitele și greutățile la care trebuie să fie expus omul, și s-a confruntat cu toate acestea, învingând acolo unde Adam a fost înfrânt, ca să poată răscumpăra eșecul nedorit și căderea lui Adam. Thank you.
În natura sa umană, în calitate de înlocuitor al nostru, ca asigurare pentru noi, Iisus ne-a pus la dispoziție o speranță temeinică în care avem privilegiul de a ne încrede și care înseamnă o infinită putere. Prin aceasta, Mântuitorul a învins ispitele vrăjmașului și a câștigat victoria. Pentru cine oare a făcut el acest lucru? De ce? De ce în locul nostru? Pentru că niciunul dintre membrii familiei omenești să nu fie nevoit să se potignească pe calea care duce la viața veșnică. Thank you.
În Ioan capitolul 3, de la versetul 16 până la 21, citim: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vedească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Când ne consacrăm Domnului Hristos, inima noastră este unită cu inima Sa, voința noastră este absorbită de voința Sa, iar mintea noastră devine una cu mintea Sa. Gândurile noastre sunt aduse la supunere față de El. Noi trăim viața Sa. Aceasta înseamnă să fii îmbrăcat cu haina neprihănirii Sale. Când privește spre noi, Domnul nu vede haina noastră de frunze, nici goliciunea și deformitatea păcatului nostru, ci mantia neprihănirii Sale, care reprezintă ascultarea și supunerea desăvârșită față de legea lui Dumnezeu.
consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the tree, when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in. Christ shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Sings my soul.
Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Citim în Psalm 51 cu versetul 10. O făgăduință puternică găsim în Isaia 41 cu versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Vă doresc o săptămână binecuvântată. La revedere!